sâmbătă dimineața de la ora 9:30 se dă startul campionatelor naționale Divizia A la rugby în 7. Primul tur se va disputa pe stadionul Arcul de Triunf din capitală. Formația dobrogeană CS Năvodari va juca pe rând cu CS Gringos din capitală, Jandarmeria București, RC Megalaz și CFR Brașov. Echipa pregătită de antrenorii Cristi Huzea și Cornel Suciu vrea să se impună chiar din primul tur și va aborda la victorie fiecare meci. În opinia tehnicienilor dobrogeni, principalul adversar va fi CFR Brașov, o echipă puternică capabilă de o replică tăioasă. Experiența din ediția trecută și cea căpătată după turneul din Serbia, unde s-au clasat pe locul 3, permite echipei CS Năvodari să privească cu încredere meciurile din capitală.